Salutare tuturor și bine ați revenit la seria de podcasturi Pasiunea pentru Restyling. Informații importante care costă, dar le poți acumula numai dacă ai o experiență sau o educație profesională în domeniu pentru performant. Sunt Robert, hairstylist și astăzi vom discuta despre cum scăpăm de brunet. În episodul viitor vom explica cum avem grijă de extensii acasă. Când vreți să faceți acest lucru, adică să treceți de la un negru la un blond, trebuie să știți și să țineți cont de câteva sfaturi și de câțiva pași care e obligatoriu, trebuie să-i treceți, indiferent ce o să vă hotărâți și cum o să vă hotărâți să faceți, nu puteți sări peste ei, pentru că rezultatul final va fi un păr foarte deteriorat și distrus pe care va trebui să-l tundeți. Deci nu este indicat să ajungi de la o culoare negru 1 la un blond 10. Foarte mare diferență. În momentul în care vreți să faceți o schimbare de acest gen, trebuie să înțelegeți chimia părului. Pentru că un păr odată vopsit negru nu se va deschide indiferent cât veți chinui să ajungeți la un blond sau un alb. Este imposibil. Tot ce vedeți prin reviste sau prin internet sau sunt povești reale, acolo este o muncă de ore, de zile și de săptămâni făcute în tot felul de etape la care lucrează de 3-4 oameni ca noi să putem face o poză la final și să vedem rezultatul acela. Deci este imposibil. Deci nu există așa ceva. Adică, prin urmare, dacă cineva spune că abia a intrat în salon și cu un păr negru și a ieșit cu un păr blond, wow, în câteva ore, sau chiar mai deschis, un blond platinat, adică dacă ceva sună prea bine, să știți că nu este adevărat. Adică sună prea bine să fie adevărat. Deci, dacă ești brunetă, prima etapă pe care trebuie să o faci este că trebuie să te gândești foarte bine dacă într-adevăr vrei să îți schimbi culoarea respectivă, să ceri informații de la stilistul tău profesionist, adică cât de deschis poți să mergi tu cu culoarea ta pe care o ai, bineînțeles, fără să distrugi părul tău. Și încă un aspect foarte important, dacă se potrivește cu nuanța pielii tale și cu culoarea ochilor tăi, este foarte important. Și apropo, deschiderea de păr se poate face doar în două modalități, decapare sau decolorare. Decaparea este un proces mai lejer, adică se poate scoate dintr-o bază 1, adică negru, până într-o bază 6 sau 7, care va arăta exact ca culoarea portocalie, portocaliu, peste care va trebui să pui o vopsea sau un nuanțator ca să poți corecta reflexele care va ieși și așa cum îți dorești tu, o culoare să potrivească, să poți să mergi cu ea, să fii de acord. Și la final să ai o culoare decentă sau să îți facă plăcere să o porți. Dar dacă îți dorești de la culoarea 1, adică negru, și să ajungi la culoarea la un 10, adică blond, este imposibil. Dar dacă îți dorești o culoare 1, de la culoarea 1, adică negru, și să ajungi la culoarea 10, adică blond, este posibil să ai nevoie de 2-3 decolorări și mai ales dacă o să le faci pe acelea toate într-o singură zi, nu este bine nici pentru pielea capului, nici pentru firul tău de păr. Oricum, eu nu sfătuiesc 2 decolorări
pe pielea capului în aceeași zi să distrugi bariera hidrolipidică, distrugi protecția naturală a pielii capului și este posibil să ajungi la bubițe sau râni. Recomandarea mea este să faci schimbarea aceasta de la negru la blond treptat, adică nu mai vopsim rădăcina cu negru și după aplicăm niște șuvițe sau un baleaj și analizăm ca și hairstylist cum lucrează părul și încep să te obișnuiești cu deschiderea culorii. După următoarea etapă poți să faci o deschidere mai mult și a treia etapă și mai mult și ușor, ușor o să deschizi și culoarea părului tău și cel mai important ca el să rămână cât mai natural sau sănătos posibil. Și încă un sfat important vi-l pot da: nu faceți acest proces de deschidere de la culoarea 1, adică negru, spre blond singuri acasă. Nu este recomandat. O să vă distrugeți părul. Pentru că nu știți etapele care vor urma. Ce trebuie să faci? Sper ca toate aceste informații să vă fie de folos și în podcastul viitor vom discuta despre cum avem grijă de extensii singuri acasă. Dacă ți-a plăcut, dă un like, un share să vadă și prietenii tăi și abonați-vă împreună gratuit la canalul meu de YouTube Hair Center Education. Robert aici, toate bune!